Bună dimineața și bine te-am găsit. Iată că a venit ziua infamei conjuncții dintre banditul de Mercur retrograd și Soare. Vedeți, voi că Mercur retrograd se întâlnește cu Soarele? Bine, se numește că -i ars, că combustie cu Soarele, se numește în multe feluri. Ata trebuie să țineți minte. E un moment important al retrogradării care s-ar putea să ne orbească, să ne zăpăcească, să ne confuzeze, să ne aducă foarte mult haos și să ne ia mințile. Pentru o scurtă. Durat. E ca atunci când ai un scurt circuit și nu-ți dai seama că n-ai fost atent la niște detalii și tu de obicei ai fi fost atent, dar se întâmplă ceva, că noi toți suntem oameni și greșim. De fapt, asta vrea să ne arate această conjuncție, că, domne, putem să greșim și că trebuie să recunoaștem că nu se întâmplă nimic. Da? Am depinde de cât de plin de noi suntem. Greșelile sunt la tot pasul. Adică aveți grijă la tot ce înseamnă discuții autoritare, aveți grijă la tot ce înseamnă decizii, că s-ar putea să reveniți asupra lor. Fiți mai atenți la discursul pe care îl aveți cu oamenii dragi. Uitați-vă foarte bine prin casă dacă e ceva ce stă să se strice sau cu siguranță se va strica ceva. Gândiți-vă la produsele electronice pe care le aveți în jur, telefon, tabletă, laptop se mai strică și ele din când în când. În trafic pot fi accidente, rețelele sociale. E, suntem puțin morbiți, să zicem așa. Cel puțin așa din punctul de vedere al teoriei astrologice. Și aș putea spune că această conjuncție ne influențează mai tot weekendul. Și nu uitați că la începutul săptămânii viitoare, Mercure trebuia să întâlnește cu Chiron. Deci ar să spunem și niște cuvinte mai mai grele, dar o să ni le spunem nou în primul și în primul rând. Bun, hai să ne uităm așa la recomandări pentru fiecare dintre noi în acest weekend. A începem cu berbecul sau cei cu ascendentul în berbec. Această conjuncție este în semnul tău. Tu s-ar putea să fii cel mai orbiț din, orbis dintre toți, îți pierzi mințile câteodată, te înfurii repede, dar fără un motiv anume, iei lucrurile în personal deseori. Ce te-aș invita eu pe tine în această perioadă este să-ți oferești bugetul, pentru că atunci când te enervezi și te superi, s-ar putea să te duci să spargi banii și nu pe ceea ce trebuie neapărat. Păi la taur sau cei cu așinentul în taur, Gândește-te doar la faptul că uh, această conjuncție Mercur-Retrograd-Soare uh, se petrece în casa 12 și că s-ar putea să glorifici trecutul Și s-ar putea să rămâi blocat într-o amintire sau într-o fază care s-a întâmplat și că dacă nu se întâmplă la fel nu are rost nu? E, trecutul ăla, e trecut cu un rost și ai face bine să-l consideri și tu așa Mergem la gemeni sau cei cu ascendentul în gemeni, Mercur e guvernatorul vostru, se întâlnește cu soarele, mai și retrograd. Ce aș putea să vă spun este că toate planurile pe care le fa vi le faceți pentru acest weekend trebuie să vă așteptați că se vor schimba exact când vă este vouă lumea mai dragă. Nu vă sună prietenii și vă anunță că nu mai pot veni sau voi nu mai puteți sau voi nu mai vreți Și bineînțeles frecușuri din acestea, mesaje, mail-uri trimise, greșit, discuții Spuneți una, oamenii înțeleg altceva, reluați unele uh, tematici, vă reîntâlniți cu oameni din trecutul vostru Mergem la RAC sau cei cu așinentul în RAC Conjuncția aceasta dintre Mercur, Retrograd și Soarele se petrece în casa 10. La ce trebuie să fiți voi atenți? La ce vi se spune de către șef să faceți? La ordinele pe care le primiți? Vă recomand să aveți de fiecare dată dovadă. Pentru că dacă ei v-au zis să porniți un proiect și voi îl porniți, o să fiți chemați și o să fiți întrebați, da? De ce l-ai pornit? Voi trebuie să aveți scris, totul înscris, totul de dovedit, totul cu argument și nu doar la serviciu. În absolut orice domeniu aveți grijă să nu aveți mai multă încredere decât e cazul în ceilalți. Mergem acum la leu sau cei cu ascendentul leu. Această conjuncție între Mercur, Retrograd și Soarele, care este guvernatorul vostru, se petrece în casa nouă. Ce înseamnă asta? Că s-ar putea să fie foarte multe probleme în orice călătorie. Fie ea până la magazin, fie ea peste mări și țări. De asemenea, în chestiunile administrative acordați o atenție sporită, aș putea spune, pentru că ratați detalii. Când semnați un contract, când semnați un act, când întocmiți un act nu vă dați seama. Nu e nimic grav, dar pe urmă se reîntorc și trebuie să le corectați și trebuie să pierdeți timp și intrați în panică. Așa se întâmplă. Trecem acum la fecioară sau cei cu ascendentul în fecioară. Mercurii, guvernatorul vostru, se întâlnește, iată, dragii mei, în mers retrograd cu soarele, unde se va întâlni și cu Chiron la un moment dat, ce vă recomand eu vă? este să nu șantajați oamenii din jurul vostru, Financiar să spunem și nici voi să nu vă lăsați și antajați din niciun punct de vedere Adică oamenii vor încerca să vă atingă punctele sensibile, să obțină ceva de la voi Stați departe de genul acesta de oameni Mergem la balanță sau cei cu așteptul în balanță Și weekendul acesta, dar și începutul săptămânii viitoare, să știți că s-ar putea să fie cu cântec Mercur retrogras se întâlnește zilele acestea cu soarele în casa 7 și când vă era lumea mai dragă în relația de cuplu, apar pretexte din astea, infantile, puierile, adică stupide, dacă vă certați din nimic, din absolut nimic și nu înțelegeți ce se întâmplă. Lăsați puțin timpul să treacă ca să aflați de fapt ce se întâmplă în spatele acelor cuvinte fără rost pe moment. De asemenea, s-ar putea să vă reîntâlniți cu oamenii din trecutul vostru, poate să fie trecutul personal în primul și în primul rând Foști parteneri sau voi să aveți uh, ideea să vă, vi se facă dor oare ce o mai face, hai să mai dau un semn, hai să văd S-ar putea să vă cam grăbiți, dar știți cum este, trebuie să fim responsabili pentru ceea ce facem Mergem acum iată la Scorpion sau cei cu ascendentul Scorpion și voi greșiți și trebuie să acceptați Problema este că zilele acestea îi faceți și pe alții să greșească din, uh, din, cauza voastră. Vedeți că vă grăbiți. Trageți concluzii pripite, mai ales la serviciu sau în tot ce înseamnă treburile gospodării și care s-ar să vă coste enorm. Da? Și ați face bine să aveți o listă cu ce e de făcut, să prioritizați și să vă țineți de ea. Mergem acum la săgetător sau cei cu ascendentul în săgetător. Vedeți voi ori vă dedicați prea mult copilor, ori nu vă dedicați deloc și bineînțeles ce e prea mult strică. După care, și dacă nu aveți copii, să știți că zilele acestea aveți tendințe masochiste. Fiecare știe mai bine în ce domeniu, dar poate la un dat aveți o revelație, aveți așa un moment de scurt circuit și ziceți dar de ce stau eu în situația aceasta care nu mă ajută cu absolut nimic? Mergem deci la Capricorn sau cei cu în Capricorn? Când banditul de mercur retrograd se întâlnește cu soarele în casa patra, se strică lucruri prin casă, se strică lucruri prin grădină, mai trebuie să cumpărăm ceva Nu <coughs> ne mai înțelegem cu familia, țipăm unii la altul, eu spun una la telefon, el înțelege altceva, îi trimit un mesaj, nu ajunge nu mă crede A, Și tot felul de situații din acestea care mai de care mai ciudate și surprinzătoare Trecem deci acum iată la vărsător sau cei cu așenetul în vărsător Conjuncția dintre Mercur și se petrece în casa a treia. Chiar aveți probleme la comunicare și s-ar putea să vorbiți uh, cu mult curaj acolo unde trebuie și să fiți foarte timizi acolo unde nu trebuie. La fel. Deci, uh, rugămintea, De fam nu. Recomandarea principală este să nu prea vorbiți mult zilele acestea, să fiți mai interiorizați și să aveți răbdare cu voi și vă că aveți foarte mare nevoie. Și da, se mai strică una pe, pe aici pe acolo, discuțiile cu rudele sunt mai problematice cu frațele, cu surorile, la drum aveți probleme cu actele. Mergem acum, iată, la pești sau cei cu în pești. Conjuncția mercure tugat -soare. Să petrece în casa a doua. Și bineînțeles că vor fi multe discuții legate de bani, dar vor fi și greșeli din partea voastră, pe care vă va fi foarte greu să le recunoaște. Ce vă recomand eu este să nu încercați să acoperiți, să acoperiți goluri prin cheltuirea unor sume importante de bani în acest weekend. Să aveți un weekend minunat cu toții!